astăzi este 5 octombrie și deschid încă un pachet. Pentru cei care nu m-au văzut până acum, în fiecare lună fac videouri în care vă prezint premiile pe care le-am câștigat. Unul dintre hobby-urile mele este să mă joc la concursuri și să câștig. Și de data asta am un premiu, spune că este de la Diva Hair și știu cum mi-aduc aminte cum l-am câștigat. A fost un premiu pe Facebook în care trebuia să dai like and share la postarea lor și să tăguiești doi prieteni. Și eu am avut norocul să câștig. Hai să vedem cum se deschide. Și era cât pace să pierd premiu pentru că nu mi-au spus că am câștigat, dar a fost o prietenă de-a mea și mi-a zis și așa am avut posibilitatea să le spun adresa unde să mi-l livreze, că altfel, Doamne ferește, l-aș fi pierdut. Și nu e nimic mai nasol decât să pierzi un premiu pentru că nu l-ai văzut. Ia să vedem despre ce este vorba. Gata, l-am deschis pe asta a fost. De la Martin Fix Skin ar trebui să fie 4, oh, da, chiar sunt 4 creme. Una este un contur de ochi. Perfect, chiar urma să mi se termine conturul de ochi de la ACM Laboratoire Dermatic. Perfect. O cremă hidratantă de față, anti-aging. Un ser de față super. Și ăsta vreau să-l încerc, că n-am. Și o cremă solară 50. Wow, anti-aging. Asta este bestială pentru ravară. Super! Azi este 12 octombrie și am mai primit un pachet. De data asta e un pachet mare și aș vrea să vă zic că nu știu ce e, dar din fericire sau din păcate știu ce e, pentru că a trebuit să primesc să semnez un proces verbal la primire. Deci premiul este de la Kent. După cum știți, la țigări sunt cele mai bune promoții și la Kent am băgat la coduri până să câștig ceva. Până acum am câștigat 3 pachete de Kent, 3 brichete și în sfârșit am reușit să câștig unul din premiile pe care mi-l doream. Nu este iPhone-ul, unul dintre premii este un iPhone și îmi doresc foarte mult să-l câștig și încă încerc, dar am câștigat un ghiozdan cu boxă incorporată de la Kent. Ia să-l vedem. Deci, ăsta este ghiozdanul, super fain, negru, ușor și are o boxă incorporată. Perfect, stai să vă arăt și boxa. Deci, asta este boxa pe care o poți pune pe ghiozdan. Iar dacă vrei să nu fii pe sistem party, o dai jos și o pui în rucsacul. Este foarte fain, foarte încăpător. Are și loc pentru laptop. Super. Niciodată nu ai prea multe rucsacuri. Deci, mulțumesc frumos, Kent, pentru rucsac. Se vede? Da, se vede. Este foarte frumos. După care, vreau să vă mai arăt niște premii pe care nu le-am primit prin curier, dar sunt la fel de interesante. Una este o agendă și niște creioane cu ascuțitoare pe care le-am câștigat introducând numărul de cod, numărul de bon de la Auchan, la mall-ul la care îmi fac eu de obicei cumpărăturile. Este o nouă promoție și am câștigat această agendă și creioanele și 4 cafele pe care o să vi le arăt, dar le-am băut deja.
și am doar o poză cu ceea ce s-a întâmplat. Toate le-am câștigat introducând bonuri de la Auchan, pentru că acolo îmi fac cumpărăturile. Și trebuia să ai un bon de cel puțin 50 de lei, introduceai datele și premiul pe care îl câștigai era instant. Deci am 5 bonuri de la el, pentru că realizând că este o promoție, am făcut cumpărăturile pe bonuri separate. Da, a fost mai greu la plată, dar am avut 5 bonuri, deci 5 premii, 4 cafele la Tucano și agenda și creioanele de colorat. Un alt premiu pe care l-am câștigat chiar astăzi, la promoția Ciuc, poți să câștigi un an de filme. Dar ce înseamnă asta? Un an de filme, de fapt, este o... primești un premiu de 450 de lei. Și am câștigat astăzi premiul ăsta. Cum se întâmplă? Trebuie să cumperi bere Ciuc la 660 de mililitri, care este o bere, o sticlă nouă. Berea trebuie să aibă această etichetă pe ea, în afară. În interior puteți vedea un cod pe care îl răzuiești. Iar ca să te înscrii, trebuia să bagi acest cod de pe etichetă, pe care am găsit-o foarte greu, să-ți bagi numărul de telefon și numărul bonului, deci trebuia să ai și bonul și eticheta, un concurs destul de complex, și se putea câștiga un premiu pe oră. Eu am încercat la ore de-astea ciudate, începea la ora 7, am încercat la 7, am încercat la 10 seara și n-am câștigat. În schimb, astăzi am încercat la 11:20 și, surpriză, am câștigat un premiu de 450 de lei, de care sunt super încântată. Bună dimineața! Astăzi este 16 octombrie și, surpriză, am mai primit un premiu. De data asta îmi dau seama ce e după cum sună pachetul. Să-l deschid, să vedem dacă am dreptate și după aceea vă povestesc despre el, pentru că de data asta norocul nu a fost al meu. Ia să vedem. Da, este de la cei de la Cloud9. Perfect! Deci, acest premiu l-am câștigat pe Facebook, dar de fapt nu l-am câștigat eu. Trebuia să share-uiești, să like și să share-uiești postarea concursului și câștigai atât tu, cât și prietena pe care ai tăguit-o. Eu n-am câștigat, dar a câștigat prietena mea, Mary, pe care m-a tăguit pe mine și îi mulțumesc pe această cale. Și rămân datoare, data viitoare sper să câștig eu ceva pentru ea. Astăzi este încă o dată 19 octombrie și am uitat să vă arăt un premiu câștigat la un concurs de selfie-uri. Mie îmi plac foarte mult aceste concursuri de selfie-uri pentru că nu participă foarte multă lume. Și era pentru un magazin de machiaje din care are o sucursală în mall-ul de lângă mine. Și trebuia să te duci în magazinul lor și să-ți faci o poză cu selfie, să-ți faci un selfie la masa lor de machiaj. Bineînțeles că eu am fost în momentul în care m-am dus la cumpărături cu fața mea de dimineață, nemachiată, nearanjată și totuși, fiind singura participantă în acea săptămână, am câștigat. Să vă arăt ce. Magazinul se numește Makeover Paris. Și am câștigat o geantă de machiaje în care nu este numai gentuța, este și un rimel foarte fain de la Alice Academy. Shocking! Ia să-l vedem. Pe care niciodată nu ai suficient rimel. Super mișto! Este deja al doilea rimel pe care l-am câștigat anul ăsta și este foarte binevenit pentru că este perfect și ăsta este un eyeliner tot de la Alice Academy. Bestial! Pentru că eyelinerul meu tocmai se terminase și am zis că nu cumpăr pentru că așa sunt eu, nu cumpăr. Și am avut noroc și ia să vedem cum arată. Cu vârf de ăsta ascuțit, adică nu te chinui să-ți faci machiajul. Bestial, mulțumesc frumos, Makeup Paris, pentru că astăzi este vineri, 19 noiembrie și, surpriză, surpriză, am mai primit un pachet. L-am tot atins și de data asta cred că este ceva, ia să vedem de unde vine. Manuela, ok. Nu.
numele nu-mi spune nimic, dar... Oh, Star Parents. Trebuie neapărat să fie premiul pe care l-am câștigat pe Instagram. Ia să vedem. Eu de obicei pe Instagram n-am câștigat aproape nimic. Cred că de două ori de când joc, pentru că sunt comentarii foarte multe, foarte multă lume joacă pe Instagram. Ce interesant! Dar de data asta am câștigat un premiu în valoare de 400 de lei pe pagina Pingui, în care sunt produse pentru gravide. Și care este prima? Prima este o plasă cu cea mai bună mamă. Super! După care avem șepci cu tatăl pinguin. Mama pinguin, bestială. Ia să vedem ce mai avem. O vașă. După care, wow, dar s-a împachetat ca lumea, nu glumă. Așa, după care mai avem o agendă foarte frumoasă cu pixul inclus. Îmi scriu listele pentru că de când sunt mamă uit tot. Și hăinuțele de la ei. Deci, un maieu super fain. Wow, de foarte bună calitate. De foarte, foarte bună calitate. Gri, perfect. Mama pinguin. Perfect! Așa, o borsetă în care mama se ține toate facturile și chitanțele și toate prostiile, în care scrie Best Mama. Și e chiar pink. Așa. Ia să vedem ce e aici. Seamănă cu o lumânare. Sunt foarte răcită, nu-mi dau seama dacă miros bine, dar o să le miros altă dată. Ia să vedem aici. Ce urmează? Toate care scrie Best Mama. Hai să vi le arăt. Da, și cu pe mine nu mă laudă nimeni, nu mă laud singură. Da, nu-mi dau seama. După care să vedem. Eu cred că asta este o cană. Pentru că în premiu era și inclusă și o cană, deci. Da, este o cană. Foarte, dar foarte bine împachetată. Pentru care eu nu sunt pregătită. N-am cuțitul cu mine, n-am nimic, așa că lucrurile se vor întâmpla. O cană, good morning mama. Ce faină e. Și asta este tot, super, arată foarte bine. 30 octombrie și am mai primit un pachet. De data asta este deschis, pentru că băiețelul meu nu a avut răbdare să fac unboxing-ul ăsta și l-a deschis. Deci știu ce este, dar totuși ne facem că îl deschidem acum. Și vă arăt, în primul rând, premiul este câștigat pe Instagram, pe pagina de Instagram a lui Farmec. Și au fost 10 premii și am avut noroc că știu și eu una din câștigătoare. Și am câștigat o cremă hidratantă altipoluare. Sunt mare fan produsele de la Farmec și de la Gerovital. Iar ăstea mi le doream de foarte mult timp. Sunt niște fiole regenerante pentru ten sensibil. De foarte mult timp doream să le încerc și ce nu trebuie să lipsească nimănui. O apă micelară, nu mai niciodată prea mult. Ia să vedem, se vede? Da. O apă, acum se vede. O apă micelară. Super faină. Și cred că acesta va fi ultimul unboxing de luna asta. Mai aștept câteva premii, dar nu cred că vor veni. Și spre final o să vă pun și o poză cu City Break-ul meu din Atena, câștigat luna trecută. Am fost și ăsta este unul dintre motive pentru care nu m-am prea ocupat de concursuri, pentru că am vrut să citesc despre locul în care mă duc. Și am fost mult mai preocupată de City Break decât de concursuri. Așa că luna asta
Nu mi-a mers așa de bine.